Faptul că despre Republica Moldova se zice că rămâne a fi un stat în izolare, inclusiv pentru că e în creștere acest număr zilnic, tot se anunță că e, se înregistrează cazuri de contaminări, cum iese Republica Moldova din izolare? În general, în statisticile mondiale, Republica Moldova arată prost cam de la bun început. Arată prost de la bun început, dar acum, când totuși, pe de o parte, parcă se zice că se încearcă ca lucrurile să nu iasă de sub control. Iar pe de altă parte, Moldova rămâne statul roșu sau în și va clasamentul rămâne, ăsta. Și va rămâne roșu până când noi nu vom ajunge să raportăm. Oficial și adevărat, cât mai puține cazuri de îmbolnăvire, și respectiv să intrăm într-o fază de platou și de scădere. Orice ce vedem că se întâmplă în ultima perioadă este acel renumit val 2 despre care ne-au vorbit autoritățile, când toată lumea și-a pus întrebarea dacă când am ieșit noi din valul 1. De și aceea, în general, cine constată când se termină valul 1, când începe valul 2? În mod normal, există niște indicatori epidemiologici care urmăresc numărul de îmbolnăviri raportate cazuri noi atunci când există o uh, curba de îmbolnăvire, se ridică, după care se aplatisează, există o perioadă rezonabilă, în, în mediu trebuie să fie două săptămâni, după care scade, asta înseamnă că uh, pandemia dă semne de retragere, de recesiune și lucrurile sunt relativ uh, normale. Noi am văzut multe țări care la sfârșitul lunii mai practic nu aveau îmbolnăviri. Și iată, ei acum pot să spună că ei intră în valul 2 în cazul în care se, se mențin sau încep să crească numărul de îmbolnăviri. În Republica Moldova noi mergem stabil în sus, ceea ce este dovada clar la ceea ce vă spuneam anterior. Strategia aleasă de autorități este una greșită. O boală contagioasă nu poate fi lăsată până apare definiția de caz suspect. Pe mine pot să zic, nu că mă amuză, dar deja încep să mă deranjeze că Ministerul întotdeauna continuă pe ideea că dacă apar semne de boală sau dacă întrunește un caz suspect, atunci noi îl testăm. Oameni buni, există regula generală în epidemiologie. Toată lumea trebuie considerată potențial purtătoare de virus. Organizați pentru toată lumea testarea și tratamentul celor care, care sunt. Cât purtători. de responsabilă vi se pare populația? Uh, populația este, a fost dezinformată și a fost dusă în eroare, inclusiv de autorități. Aduceți-vă aminte luna aprilie, când, practic, cel puțin în percepția mea, pentru că eu nu am ieșit din casă, eu am ascultat autoritățile, eu încercam și prin exemplu propriu să fiu acasă, să, să mă protejez pe mine și familia. Toată lumea a stat acasă. Ce făcea toată lumea? Privea televizorul și toate știrile de dimineață până seara. Până la un moment dat au început să apară mesaje contradictorii, când se spunea una, populației se cerea alta și autoritățile făceau altceva. Ne aducem aminte bine de plimbările în pădure, de vizita la cumpărături fără mască, de certurile la televiziuni a autorităților cu alți cetățenii. Ce a fost ne Ce e pe moment? Și cum vedeți dumneavoastră să respecte cetățenii toate în măsurile? Primul, în primul rând, statul este obligat să asigure populația, măcar pe cei vulnerabili, dar care sunt foarte mulți, sunt 800.000 de, de pensionari, sunt copii, sunt persoanele cu dizabilități, deci circa, după calculele mele, ar trebui să fie 1.200.000 de, de persoane care trebuie să primească asistență sub formă de măști și dezinfectanți. Oamenii nu au bani. Oamenii uh, au resurse foarte mici de a-și cumpăra aceste um, uh, echipamente de protecție. În același timp, ei nu pot fi ținuți în casă, ei au nevoile lor, ei trebuie să meargă la cumpărături, la medic, în altă parte. Uh, Neasigurându-le măsuri eficiente de protecție, noi nu ne putem aștepta că uh, gradul de uh, îmbolnăvire sau transmiterea comunitară se va opri de la sine. Primul lucru.